O veste cumplită a fost dată romașcanilor despre moartea tragică a medicului Claudia Cristina Dumitraș, fost medic de ambulanță și coordonator al secției de ambulanță Roman, o perioadă lungă de timp. Aceasta s-a stins în viață vineri 14 februarie la vârsta de doar 52 de ani, pe meleaguri străine. Medicul Claudia Dumitrașc s-a stins în viață în Italia, acolo unde a activat din anul 2012 ca medic de familie. Decesul acesteia a fost deplâns și de medicul Doris Albu, medic coordonator al serviciului de ambulanță județean, care a precizat că moartea medicului Romașcan a survenit în urma unei boli grave de care aceasta suferea. Trista veste a fost transmisă și de presa italiană, precum și de presa de limba română din peninsulă, care notează reacția oficialilor din zonele în care activa medicul Claudia Dumitrașcu. Conform ziarului Erba Notiție, citat de revista de limba română dedicată comunității din Italia, Rotalianul, Claudia Cristina Dumitrașcu locuia în Orsenigo și lucrase în mai multe cabinete medicale din zonă până în iunie 2019, când a devenit medic generalist în Albese Concasano și Tavernerio. Administrația comunală din Albese a dorit să-și exprime condoleanțele în mod public cu o postare pe Facebook. Cităm: aflăm cu mare tristețe de moartea prematură a medicului Claudia Cristina Dumitrașc, medic generalist în serviciu la noi în comună de câteva luni. Administrația comunală, precum și toată comunitatea din zonă, transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate. Claudia Dumitrașc s-a născut la Roma în 1968, a fost absolventă a liceului Roman Vodă, promoția 1987, apoi a facultății de medicină, a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, având specializări în medicină de urgență și medicină de familie. Între anii 2000 și 2012 a lucrat în cadrul stației de ambulanță Roman, pe care a și coordonat-o, iar între 2007 și 2012 a activat și ca medic urgentist în cadrul compartimentului de primiri urgențe al Spitalului Municipal Roman. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i consoleze pe cei care au iubit-o.